Spune cuvântul Dumnezeu, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și aceste suflete care în această zi au auzit Evanghelia, au crezut, s-au hotărât în biserică și în această zi sunt gata să intre aici în apa botezului și să mărturisească față de Dumnezeu și față de martorii care sunt împreună cu noi la această lucrare. Voi sunteți acum în pragul botezului. Temelia pe care s-ar trebui să așeze viața voastră de pocăință este dragostea voastră pentru Hristos. Multe provocări vor veni în lumea asta. Și una dintre cele mai mari ispite este dragostea față de noi. Crezi în Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt? Cred. Tu câtă vreme vrei să faci acest pas? Până la moarte. Crezi că jertfa lui Iisus Hristos are putere să te salveze de iad? Da, cred. După mărturia ta și după porunca Domnului nostru Iisus Hristos, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. El este Domnul, El este Mijlocitorul, El este Mântuitorul, El a murit pe cruce pentru păcatele tale, El a venit în lumea aceasta să te răscumpere din orice fără de lege, El a venit în lumea aceasta ca să încheie un legământ cu tine, El a venit în lumea aceasta, Fiul lui Dumnezeu, ca să te răscumpere, dragul meu, din blestemul păcatului și să-ți dea o nădejde și o viață nouă. Iubiți-L pe Domnul, veniți la biserică, citiți cuvântul și trăiți o viață sfântă. Dumnezeu e de partea voastră, Dumnezeu nu vă va lăsa. E un har să crezi și să nu pierzi cununa, să nu dai înapoi.